Salutare! După ce veți viziona acest videoclip, nu veți mai avea niciodată dependență de zahăr. Pe de o parte, oamenii cred că zahărul este combustibil pentru creier, că oferă energie și că este natural. Dacă este dăunător, de ce se găsește în fructe? Dar, pe de altă parte, majoritatea oamenilor știu că îl consumăm prea mult și că ne face rău. O persoană consumă în medie aproximativ 74 de lingurițe de zahăr pe zi. Zahărul și zahărurile ascunse au mai mult de 200 de denumiri sub care se strecoară adesea în mâncarea noastră. Iar pentru a recunoaște aceste denumiri, ai nevoie practic de un doctorat sau de o diplomă în chimie. Deci, ce se întâmplă cu creierul atunci când mănânci prea mult zahăr? Pentru a afla răspunsul la această întrebare, urmărește videoclipul până la final și pornește notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Să începem! Există o creștere a dopaminei, neurotransmițătorul responsabil pentru plăcere. Aceasta vă face să vă simțiți bine. Cu toate acestea, celulele producătoare de dopamină din creier nu sunt construite pentru a elibera dopamină în mod continuu. În cele din urmă, acestea se epuizează. Mănânci zahăr, dar după 20 de minute există o scădere bruscă. Dacă continuați să faceți acest lucru, receptorii de dopamină cedează și nu mai funcționează. În copilărie am mâncat mult zahăr, dădeam o raită prin cameră și mâncam literalmente linguri întregi de zahăr. Consumam tot felul de dulciuri, de la prăjituri și bomboane, la înghețată. Eram dependent de zahăr. Zahărul mă făcea să mă simt mai bine și cu cât mâncam mai mult, cu atât pofteam mai mult. Acest lucru a durat până la vârsta de 28 de ani, când în sfârșit am renunțat la acest obicei. Mănânci zahăr, te simți mai bine emoțional pentru o vreme, apoi mai rău și apoi tânjești după mai mult zahăr. Mănânci din nou, iar ciclul se repetă. Da, acest lucru este destul de comun. Se ajunge la punctul în care o persoană mănâncă zahăr, dar nu-i mai place. Acesta este momentul în care devine o dependență, o dorință de a obține acea substanță, o încercare de a forța receptorii de dopamină să funcționeze din nou. Dar chiar dacă nu funcționează, persoana continuă să încerce să-i stimuleze și nu mai simte plăcere. Probabil că încearcă să evoce o emoție care nu mai este posibilă din cauza zahărului. Exact, ați exprimat-o foarte bine. Creierul este antrenat să se aștepte ca, mâncând ceva dulce, să te simți bine, dar la un moment dat, când receptorii de dopamină nu mai funcționează, zahărul nu mai ajută. Când mănânci zahăr, îți întărești dorința de a mânca mai mult zahăr, iar zahărul este peste tot în zilele noastre. Gândiți-vă la sărbători, Halloween, Valentine's Day, Crăciunul, Paștele, zilele de naștere și petrecerile la birou. Vestea bună este că poți rezolva această problemă și de fapt este destul de simplu, în doar 72 de ore, 3 zile. Vă puteți trece corpul în mod de ardere a grăsimelor, cunoscut sub numele de cetoză. Nu veți mai avea poftă de zahăr, puteți încerca să vă bazați doar pe voință, dar asta nu funcționează întotdeauna. Trebuie să vă eliminați definitiv pofta de zahăr și pentru a face acest lucru trebuie să schimbați sursa de combustibil al corpului dumneavoastră. Trebuie să vă faceți corpul să ardă grăsimi. Reduți aportul de carbohidrați la 30 de grame pe zi timp de 3 zile. Acesta este primul din cei 3 pași. Al doilea pas este să vă adaptați mediul. Roagă-ți familia să ascundă sau să arunce toate alimentele nesănătoase din casă. Nu le poți avea în permanență în fața ta, tentându-te. Apropo, atunci când experimentezi emoții negative, de multe ori nu ești pe deplin prezent. Îți pierzi puțin controlul. În general, emoțiile tind să devină mai negative. Este esențial să nu te gândești la trecut, astfel încât să poți rămâne în control. Este posibil ca unele evenimente sociale să trebuiască evitate sau înlocuite cu alternative. Pasul 3. În loc să folosiți zahărul pentru a vă stimula starea de spirit, găsiți alte modalități de a vă ridica moralul. Asta urmărești cu adevărat, să-ți îmbunătățești starea de spirit pentru a scăpa de stres, disconfort sau plictiseală. Metodele pe care le voi împărtăși nu numai că vă vor crește nivelul de endorfine, care vă stimulează starea de spirit, dar vor crește și nivelul unui alt hormon, oxitocina. Oamenii asociază adesea oxitocina cu alăptarea, deoarece este eliberată în timpul acestui proces. Acesta contracarează cortizolul și este cunoscut drept hormonul iubirii. Acesta crește atunci când simți dragoste sau afecțiune pentru cineva. Metodele pe care le voi împărtăși vor crește de asemenea nivelurile de dopamină fără a vă epuiza receptorii de dopamină. Primul exercițiu. Îți dă un impuls, apoi dansul, muzica, râsul și plimbările lungi în natură, în special în spații largi, sunt foarte utile. Oxitocina crește și atunci când oferiți ceva, cum ar fi atunci când donați sau oferiți un cadou. Acest lucru vă face să simțiți că ați contribuit la ceva semnificativ.
ajutarea celorlalți stimulează oxitocina. Poate părea egoist, vă oferiți timpul sau îi ajutați pe alții în beneficiul vostru, dar în final, toată lumea câștigă. Mai există un lucru care poate ajuta și despre care am vorbit mult înainte. În loc de antrenamente regulate, încercați munca fizică în jurul casei. Este mai productiv și vă ajută să vă luați gândul de la probleme mai bine decât să alergați pe o bandă de alergat. Orice hobby care implică muncă fizică vă poate ajuta de asemenea. Folosiți-l pentru a vă recâștiga controlul asupra corpului și pentru a depăși dependențele. Iar dacă se întâmplă să greșiți, priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Nu vă învinovățiți! Gândiți-vă la asta în felul următor. Bine, am făcut un experiment, am vrut să văd ce se întâmplă dacă cedez și nu a fost grozav. Personal, am avut multe derapaje înainte să învăț din propriile greșeli. În Statele Unite ale Americii, 93% dintre persoanele cu vârstă de peste 20 de ani au diagnostice legate de alimentație. A devenit o epidemie. Cercetătorii spun că majoritatea oamenilor se luptă cu tulburări alimentare sau dependențe. Este atât de grav încât multor oameni nu le plac obiceiurile lor, dar nu se pot opri. Dacă alunecați și mâncați ceva ce nu ar trebui, adăugați proteine și grăsimi la masă pentru a reduce creșterea zahărului în sânge și a minimiza daunele. Construiește-ți un corp puternic, restabilește-ți sănătatea și activează procesul natural de detoxifiere al corpului tău cu ajutorul postului intermitent. Aceasta nu este o dietă, ci un program alimentar care implică perioade de post fără să te înfometezi. Postul vă ajută să ardeți grăsimile stocate fără dietă epuizantă sau antrenamente intense. Postul intermitent este poate chiar mai important decât o dietă săracă în carbohidrați, deoarece frecvența meselor este cea care duce la creșterea cronică a nivelului de insulină, care poate afecta diverse sisteme din corpul tău, inclusiv capacitatea ta de a pierde în greutate. Pierderea în greutate care vă avantajează sănătatea. Postul intermitent abordează de asemenea rezistența la insulină, o cauză majoră a unui metabolism lent. Prin practicarea postului vă îmbunătățiți metabolismul pentru rezultate de lungă durată, nu doar pentru o pierdere în greutate temporară. Cred că veți fi uimiți de rezultate atunci când veți încerca singuri. Se produc schimbări magice. Foamea ta dispare. În sfârșit arzi grăsimi și pierzi pofta intensă de mâncare. Rezultatele sunt cu adevărat fantastice. Aș merge atât de departe încât să spun că este probabil cel mai bun lucru pe care îl puteți face pentru sănătatea dumneavoastră. Dacă vi s-a părut util acest videoclip, vă rugăm să-l distribuiți cu prietenii și cei dragi, să puneți un like și să vă abonați la canal pentru mai multe videoclipuri informative despre sănătate. Pe curând!